Pe 12 octombrie, la Iași, Biserica Creștină după Evanghelie Emanuel găzduiește conferința regională organizată de Asociația Medicilor Creștini din România. Medicul David Toma ne oferă detalii despre Asociația Medicilor Creștini din România. E o asociație profesională, non-guvernamentală, cu scopul de a promova valorile creștine în practica medicală, bazate pe poruncile fundamentale, iubirea de Dumnezeu și iubirea aproapelui. Și viziunea noastră, așa în scurt, este promovarea valorilor creștine în practica medicală, în domeniul bioeticii, al îngrijirii pacientului și în relațiile profesionale, îmbinarea unui standard profesional înalt, cu devotamentul și compasiunea față de pacient și respectul absolut față de viață, de la concepție până la moarte. Pe lângă diversele întâlniri și conferințe, avem diverse luări de poziții în societate pe subiecte atât medicale cât și de bioetică din perspectiva creștină. Totodată avem și un departament de misiuni medicale unde, la nivel național și internațional, slujim pe Dumnezeu prin îngrijirea oamenilor defavorizați. Conferința de pe 12 octombrie are tema praxis și malpraxis în domeniul medical. Tot de la medicul David Toma aflăm de ce s-au orientat spre o astfel de temă. Aduc în atenția ascultătorilor doar câteva cazuri. Cazul Pantelimon, care a șocat opinia publică. Cazul pacientei gravide care decedează în maternitate din Botoșani. Cazul gravide care naște în fața spitalului pe trotuar, în Urziceni. Vedem așadar că în domeniul medical, atunci când este o greșeală, e vorba de o viață de om. De ce noi ne gândim să abordăm acest subiect prin invitații noștri, atât avocați cât și medici cu experiență, în scopul de a ajuta participanții să aibă cea mai bună, cea mai corectă, atât atitudine cât și conduită profesională și mai mult decât atât abordarea din perspectiva creștină, din perspectiva biblică. Avem vorbitori de renume național și internațional. Domnul conferențiar Cristovianu din București, medic neonatolog, el va aborda perspectiva malpraxisului din punctul medicului de vedere. Domnul avocat Lucian Pop din Timișoara va aborda malpraxisul din perspectivă juridică. Doctorul Ioan Chirilă din Iași va aborda subiectul cum faci față greșelii sau eșecului atunci când el apare în practica medicală. Doamna avocat Anca Pop din Cluj abordează libertatea de conștiință a medicului și al praxisul. Doctorul Lucian Ambrozie din Iași, medic chirurg, abordează despre greșeli în practica medicală, cum le previi și cum reacționezi, ce faci atunci când apar. De asemenea și doamna doctor Adinan Andrean, cardiolog din Cluj și președintele asociației, va aduce o perspectivă de ansamblu asupra asociației și scopului. Conferința începe la ora 9, cu un timp de înregistrare, de cunoaștere, de socializare, apoi începând cu 9:30 va fi închinare, rugăciune, apoi sesiune de prezentări despre malpraxis și una dintre surprizele conferinței va fi o lansare de carte a acelui care este atât pacient cât și păstor, fratele Petrică Hruțuțui, care prezintă cartea dumnealui, ultima, Zbor prin furtună. De asemenea, el a fost implicat în atâtea cazuri pacient și aduce o nouă perspectivă. Și ce este important pe lângă sesiunile de prezentări, toți participanții au ocazia să adreseze întrebări în cadrul unei sesiuni de masă rotundă. Va fi o discuție deschisă pe baza întrebărilor și fiecare participant va ieși câștigat din această întâlnire.